Haideți să vedem cum se accesează meniul secret sau meniul ascuns de la un Volkswagen Golf 7. Dacă nu aveți display-ul aprins, apăsați pe butonul din stânga. Bun. Ați aprins display-ul. Apoi, vă duceți pe butonul din dreapta pe care scrie meniu și țineți apăsat câteva secunde și iată că ați intrat în meniu ascuns sau meniu secret la un Volkswagen Golf 7. Bun, ca să ieșiți, puteți să-i dați back pe butonul din dreapta sus sau apăsați direct pe meniu să ajungeți înapoi, să vă întoarceți înapoi în meniul principal.